Cu toate că nu doare, diabetul este o boală extrem de periculoasă, cu consecințe din cele mai grave. Peste 60% dintre persoanele cu diabet dezvoltă neuropatie diabetică, iar aproximativ 7 pacienți din 100 ajung la amputații ale membrelor inferioare. Potrivit datelor oficiale, peste 60% din persoanele cu diabet dezvoltă neuropatie diabetică, iar circa 7% ajung nu doar la picior diabetic, ci la amputații ale membrelor inferioare. Alte complicații ale bolii includ atacul vascular cerebral, oftalmopatia sau nefropatia diabetică. Îngrijorător este faptul că numărul persoanelor afectate de diabet este în creștere. O primă soluție pentru a ține boala sub control este respectarea regimului alimentar adecvat acestei afecțiuni. În cazul bolnavilor de diabet se recomandă în general 3 mese pe zi. Meniul unei persoane cu diabet nu diferă foarte mult față de meniul unei persoane fără diabet. Alimentația sănătoasă are aceleași principii de bază, însă dacă vorbim despre persoanele cu diabet, da, trebuie să aibă grijă suplimentară când vine vorba despre glucide, deoarece acestea sunt cele care modifică glicemia. Este indicat ca meniul să fie format din 3 mese, fără acele două gustări, deoarece corpul nu are nevoie să consume alimente din două în două ore. Este indicat ca meniul să fie format din 3 mese principale, iar gustările să fie consumate doar la nevoie. Aici vorbim despre un efort fizic intensiv sau o foame intensă. Altfel, nu se justifică să consumăm alimente din două în două ore. Acele mici gustări, respectiv fructe sau iaurturi care erau luate între mese, pot fi consumate la maximum o oră după masă, ca un fel de desert, mai ales după mic dejun și după prânz. E foarte important ce alimente sunt recomandate și care sunt alimentele care trebuie evitate în cazul pacienților diabetici. La baza alimentației sunt legumele. Acestea pot fi crude sau pot fi gătite. Varianta congelată este una foarte bună în lipsa celor proaspete și este important ca legumele să fie prezente la fiecare masă. Proteinele sunt foarte importante și este important ca acestea să fie prezente la fiecare masă. Ca și sursă principală de proteine avem carnea și aici vorbim în special despre carnea albă, pește, pui, curcan. Peștele poate fi proaspăt congelat sau conservat și dacă se alege varianta conservată, ar fi bine să fie în suc propriu, nu în sos tomat. Carnea de porc poate fi de asemenea o sursă bună de proteină, mai ales dacă vorbim despre mușchiuleț sau cotlet, și vita și iepurele pot fi și ele consumate o dată pe săptămână. Este important însă să se evite mezelurile, salamurile, parizerul. Da, o șuncă de pui, o șuncă de porc, un mușchiule se acceptă, dar cam atât pe parte de preparate de carne. Lactatele sunt o altă sursă de proteină foarte sănătoase și aici vorbim despre iaurt, chefir, sana, lapte bătut și se va alege nu varianta degresată, ci o variantă cu 2, maxim 3% grăsime, întotdeauna natur, fără fructe. Brânzeturile pot fi și ele o variantă și aici vorbim despre brânză telemia, urdă, caș, poate fi și mozzarella, cu evitarea cașcavalului afumat, de exemplu, sau brânzei topite. Ouăle sunt și ele o sursă bună de proteine și pot fi consumate între 6 și 8 ouă pe săptămână, de preferat fierte sau omletă, niciodată prăjite. Glucidele joacă un rol important și trebuie combinate corect. Este important ca la masa la care se consumă pâine, de exemplu, să nu se consume garnitură gen cartofi, orez, paste, mămăligă. Acestea trebuie consumate separat, deoarece împreună cresc și mai mult glicemia. Pâinea se recomandă cea integrală, deoarece cerealele integrale au un factor de sațietate mai mare, adică țin mai mult de foame și au un conținut mai mare de fibre, care ajută și tranzitul intestinal. Fructele se pot consuma ca și desert, la maximum o oră după masă și de preferat să fie alese cele acrișoare care au un indice glicemic mai mic. Și aici vorbim despre mere, kiwi, citrice, tot ce înseamnă portocale, pomelo, mandarine sau fructe de pădure, afine, mure, smeuvă. Cele mai dulci, cum ar fi bananele, strugurii, prunele, ar trebui evitate sau, dacă totuși se consumă gen o dată pe săptămână, să fie varianta mai puțin coaptă. În felul acesta, glicemia va fi mai puțin influențată. Fructele uscate, tot ce înseamnă stafide, curmale, smuchine, mai ales dacă sunt și confiate, ar trebui evitate, deoarece acestea au un impact glicemic destul de mare
Și fructele oleaginoase, și aici vorbesc despre nuci, migdale, caju, chiar și semințe, semințe de floarea soarelui, semințe de bostan, pot fi consumate în fiecare zi, însă cu măsură, deoarece acestea sunt hipercalorice. Ca și cantitate, vorbim undeva la 30 de grame porția pe zi. Sunt mai sănătoase cele neprăjite, nesărate. Aproximativ 1,5 milioane de români suferă de diabet. Peste 20% din totalul fondurilor alocate programelor naționale curative sunt destinate acestei afecțiuni.